De ce există Republica Moldova? Moldova a apărut pentru prima dată pe scena istoriei ca o marcă de apărare a regatului Ungariei împotriva tătarilor. Însă marca condusă de marchizul Dragoș și de fiul și nepotul său nu va avea sprijinul micii boierimi locale și a populației, astfel că se răscoală, iar la această răzvrătire se va alătura și voivodul Maramureșului, Bogdan, aflat în conflict cu regele Ungariei. Bogdan îi va înfrânge pe urmașii lui Dragoș și va înlătura stăpânirea maghiară din Moldova, însă va câștiga independența după ce va înfrânge de mai multe ori oștirile trimise de regile Ludovic al Ungariei. Urmașii lui Bogdan vor împinge hotarele Moldovei și mai departe, construind între timp și formidabile cetăți, precum Suceava și Neamț. Moldova ajunge la apogeul puterii sale militare, diplomatice și politice în vremea stră, stră, stră nepotului lui Bogdan I, adică Ștefan cel Mare. Iar cum bine știm cu toții, odată ce ai ajuns la apogeu, nu mai poți merge decât în jos. Astfel, chiar din vremea lui Ștefan, Moldova pierde ieșirea la mare, concomitent cu importantele cetăți, Alba și Chilia. Mai apoi, sultanul Suleiman Magnificul anexează o parte din Moldova de la fiul lui Ștefan, Petru Rareș, în 1538. Mai rău de atât nu se putea, nu? Ei bine, spre finele secolului al XVIII-lea, otomanii cedează o bucată însemnată din pământul Moldovei către Austria, teritoriu ce va fi botezat Bucovina. Într-un final, Moldova pierde toate teritoriile dintre Nistru și Prut în 1812, în fața rușilor, teritoriul ce va primi numele de Basarabia. Spre finalul existenței statale a Moldovei istorice, primește înapoi sudul Basarabiei, marile putere obligând Rusia să cedeze această zonă pentru a o îndepărta de gurile Dunării și de Imperiul Otoman. Iar în 1859, Moldova împreună cu țara românească se vor uni, dând naștere Principatelor Unite ale Moldovei și țării românești, adică România modernă. Peste jumătate de secol, întreaga Moldova istorică se va regăsi în granițele acelui stat, formând România Mare. Ca orice lucru bun, această stare de fapt nu va dura prea mult, iar în 1940, regele Carol al II-lea cedează Basarabia, Bucovina de Nord și Ținutul Herței către Uniunea Sovietică, doar pentru a reveni în componența României anul următor, în 1941, iar în 1944 să fie pierdute definitiv către ruși. Bucovina de Nord și Sudul Basarabiei, intrând în componența Ucrainei, iar Basarabia va primi o bucată de pământ peste Nistru, Transnistria formând astfel Republica Sovietică Socialistă Moldovenească. Iar acum, marea întrebare. De ce în anii 90, când se fragmenta URSS-ul, Moldova a ajuns să fie o țară independentă, în loc să se repete scenariul din martie 1918 și să voteze unirea cu România? La 27 august 1991, Republica Moldova își proclamă independența față de Uniunea Sovietică, la doar câteva ore distanță, România, condusă la acea vreme de Ion Iliescu, este prima țară care recunoaște independența Moldovei, îngreunând și mai mult o posibilă reunire. Politicienii moldoveni au trimis mai multe delegații la București pentru a negocia o eventuală reunire, însă Iliescu a refuzat propunerile. Iar peste toate astea, și România și Moldova se aflau într-o stare de instabilitate politică. În România, comuniștii care au preluat puterea după revoluția din decembrie 1989 au început să cheme minerii în capitală să reprime manifestațiile pro-democratice și anticomuniste, iar din păcate nu a fost un eveniment singular, existând numai puțin de șase mineriade în ultima decadă din secolul al XX-lea. În Moldova, lucrurile stăteau și mai rău. În loc ca populația pro-democratică să fie bătută cu sărbăticie la ordinele comuniștilor, precum în România, a avut loc un război civil între forțele moldovenești și forțele separatiste transnistriene, conflict ce a durat aproximativ 2 ani. Ca să sumarizăm, Republica Moldova există din cauza sau datorită rușilor, care au început să aibă pretenții asupra Basarabiei după cedarea teritoriului de către otomani, ne recunoscând niciodată unirea acestui teritoriu cu România, adică unirea din 1918 și dând ultimatumul din 1940 pentru a rupe din nou Basarabia de restul țării. Culminând cu anii 90, când politica externă a URSS-ului și mai apoi a Rusiei a reușit să destabilizeze situația celor două țări, prin evenimentele menționate anterior.